Astăzi a avut loc deschiderea oficială a campionatelor mondiale de kayak canoe. Competiția a adunat la start peste 1300 de sportivi din 63 de țări care se vor întrece în cadrul Complexului Sportiv Național Bascov-Budeasa. România va fi reprezentată de 60 de sportivi. Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia. Centrul Piteștiului a fost înțesat de participanți, delegații și public numeros pentru o paradă impresionantă. Acesta este unul dintre evenimentele importante organizate în România. Romania! Hai, mai tare! Bravo! Bravo! Sunt mândru că după 42 de ani de kayak canoe, România a reușit să aducă o competiție de nivel mondial în premieră. I'm very proud that after 42 years that this competition came to Romania. O competiție majoră care ne pune la încercare. A major competition that makes us very happy. Capacitatea de organizare. With the organizational capacity. Sper că deja, already, după experiența care am avut-o la campionatul european de acum 2 ani, after this experience that we have 2 years ago, după încheierea acestui campionat mondial, să demonstrăm că suntem o forță. After the conclusion of this world championship, to demonstrate that we are a force în organizarea campionatelor mari. Pentru că este vorba despre un eveniment de nivel mondial, manifestarea a fost catalogată drept cel mai mare câștig de imagine pentru România din acest an. La eveniment a fost prezent și ministrul tineretului și sportului, care a vorbit despre importanța acestor evenimente, precum și despre ideea unui master plan în sportul românesc. Pentru județul nostru, acest eveniment înseamnă un mare câștig la nivel de imagine, după o serie de evenimente neplăcute care a dus numele județului Argeș într-o zonă mai puțin meritorie, un eveniment de o asemenea importanță este binevenit.